Știai că îngurc, de ce n-ai deschis? Mor de picioare. Mi-aduci niște lăptii? Dacă știi ce somn îmi e, abia te văd. Ți fac un masaj? E bine. Ce-ai făcut azi? Serviciu. Am dus niște acte de corp în acord. Nimic important. Mai ai uleiul ăla? Te duci să-l cauți? Aș vrea să mă faci și pe spate. Te duci? Vin și eu imediat, verific ceva. L-am găsit. Ce faci? Am nevoie de prosop. Uite acolo. Și tu? Dușul ăsta e de două persoane. Te aștept în cameră. Hai să nu începem, să încălzești. Sigur, mai vrei asta. Nu înțeleg de ce mă întreb întotdeauna. Oricând poți să spui nu.
Ți-au plăcut ghilimoțele? Ce să-mi placă? Ghilimoțele. Chestiile alea pe care ți le-am adus ieri. Fursecurile alea cu cuișoare? Da, ți-au plăcut. Da. A fost ok. Dar îmi făcea mama când era mic și punea miere. Era mai bune ca lui. De ce te deranjează că spun adevărul? Nu mă deranjează, e ok. Auzi, eu tot n-am înțeles. Cu ce te ajută pe tine? Fă-ți o încercare, dar văd că funcționează. Fă-ți o idee. Ce-a fost asta? Nasul meu. Ajută-mă. Nu pot. Parcă eram dator cu un masaj. Mi se pare că vorbesc prea mult și mă plâng într-una și eu nu sunt de obicei așa. Dar fă ce faci, că faci bine. Știai că se spune că sufletul omului stă în călcâi? N-am auzit așa ceva. Da. Orice vietate are picioare, are și suflet. Asta înseamnă că melcul are sufletul cel mai mare pentru că e doar picior. Dar proporția suflet-corp e mare. Da, nu mărimea contează. Apropo, ai auzit de canguri că au două? Suflete? Asta. Mă gândeam. Mâine am ceva timp liber și o să fiu prin zonă. Nu vrei să luăm prânzul împreună? Adică nu vreau să mă înțelegi greșit sau ceva, doar că mă... n-aș fi vrut să mănânc singură. Da. Da? Nu pot. Băi, băi... Deci... Tu nu ești bărbatul pentru mine. Tu nu ești nici măcar ok pentru mine. Dar pentru ce am nevoie acum, ești nemaipomenit. Nu ți-ar face bine să ai cu cine sta de vorbă? Noaptea sunt altă. Ziua vede în fiecare de viața mea. Am destui prieteni cu care pot să vorbesc. Bineînțeles, cu prietenele mele nu pot să vorbesc așa ceva. Ar fi dubios. Foarte dubios. Nu te mai gândi. Le dai unor oameni toată încrederea ta și unii pur și simplu nu o merită. M-a lovit în suflet. Când îmi era mai greu. A fost o jicote. Da. Din experiență înveți și nu etichetezi. Cred că mult din ce ai trăit cu ea ai creat și tu în mintea ta. Spune sincer, când am venit prima dată la tine, nu ți s-a părut ciudat să primești o străină în casă? Am crezut că vrei să-mi vinzi organele. Să-ți văd organele? Să le vinzi. Să le vând? Da. Cum să le vând? Uite aici, o mânuță. 500 de lei.
un ochișor. $800. Ce face un pancreas? Că nu cred că ai nevoie de un pancreas. Secretă insulină. Ai văzut și atâta secret. Noapte bună. Noapte bună. Ai zis ceva? Aș cam avea poftă de sex. Acum? Nu, așa în general. Simt nevoia. Ok, nu știu ce ai vrea să zic. Nimic. Mă gândeam doar. Cred că ar trebui să mai ies și eu prin oraș să cunosc oamenii. Așa nu se mai poate. Da, exact. Asta mă gândeam să fac și eu. Asta e bine. Am văzut că a funcționat? Nu? Mă bucur. Vorbim. De ce bați așa, n-ai cheie?
Da, bine, hai, pa!